Prezent la Piatra Neamț săptămâna trecută, premierul României Sorin Grindeanu a subliniat că principala preocupare a executivului de la București este în această perioadă accelerarea ritmului de accesare a fondurilor europene. În acest sens, săptămânal, premierul analizează împreună cu ministrul delegat pentru fonduri europene situația accesării acestora. Până la mijlocul lunii aprilie vor fi lansate primele 3 ghiduri de finanțare și se va finaliza acreditarea autorităților de management. Se urmărește ca în această etapă să se recupereze și timpul pierdut în 2016 de către guvernul Cioloș, când România nu a absorbit niciun euro. Așa cum știți, monitorizăm și avem ședință de monitorizare cu toți cei care au responsabilități din punct de vedere a fondurilor europene. Fie că vorbim de Ministerul Dezvoltării, ministrul delegat pentru fondurile europene, de toate celelalte ministere de linie. Aceea considerăm prioritate acest domeniu al fondurilor europene. În luna aprilie vor fi lansate foarte multe ghiduri de finanțare. De asemenea, vor fi trimise, au și fost trimise deja primele 3 documentații pentru acreditarea autorităților de management către autoritatea de audit. Va continua acest proces, astfel încât tot ce mai rămâne de acreditat instituțional să fie făcut într-un ritm alert și să recuperăm anul pierdut 2016, am pierdut de România din perspectiva fondurilor europene. Fondurile europene rămân singura șansă a României de continuare a procesului de dezvoltare și de modernizare. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor, în perioada 2007-2015, România a primit de la Uniunea Europeană 31,94 de miliarde de euro ca fonduri europene, inclusiv cele de preaderare în exercițiul financiar 2007-2013. În aceeași perioadă, România a contribuit la bugetul Uniunii cu 12,1 miliarde de euro. România a avut un sold pozitiv de 19,8 miliarde de euro din fonduri europene. Acestor bani li se adaugă 988 de milioane de euro avansuri plătite deja de către Comisia Europeană alocate în perioada 2014-2020. Prin urmare, circa 20,8 miliarde de euro reprezintă soldul pozitiv al României în relația cu Uniunea Europeană în perioada 2007-2015.